Comunitatea creștinilor evrei a fost locul unde mulți antisemiți l-au găsit pe Hristos în timpul perioadei naziste. Unul dintre antisemiții care au venit în biserica noastră a bătut pe un evreu pe stradă chiar când era în drum spre adunarea noastră. Persoana care îl invitase nu-i spusese că va predica chiar un evreu. El s-a convertit chiar în acea duminică. De atunci încolo, nu a mai lovit niciodată pe vreun evreu. Odată, o soră româncă a adus un alt antisemit la întâlnirea noastră. Și atunci am avut o predică bazată pe cuvintele lui Isus: "Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel." Matei 15:24. Era o predică de chemare la mântuire a evreilor. Așa că am citat texte biblice care urmau să dovedească faptul că Evanghelia este adresată în primul rând evreilor. Isus a zis: "Să nu mergeți pe calea păgânilor." Și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Matei 10, versetul 5 și 6. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în numele lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Luca 24, versetul 47. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a grecului. Romani 1, versetul 16 Când adunarea s-a sfârșit, o soră mi-a făcut un reproș puternic. Știi foarte bine că noi aducem adesea la întâlnirile voastre oameni care nu sunt evrei și care vă urăsc de obicei. De ce ai predicat așa? Românii ar fi ofensați de predicile tale, care sunt prea pro -iudaice. Însă antisemitul s-a dus acasă gândindu-se ai auzit ce spune Biblia? Mai întâi evrei și apoi celelalte popoare. De unde vine oare ura față de evreu? De la cel rău. El a renunțat la antisemitismul său, la fel ca și la alte păcate. S-a convertit. A devenit un pescar de oameni entuziast și un adevărat prieten al evreilor și al creștinilor evrei. Evreii necreștini erau deseori ofensați de căldura și iubirea cu care adesea îi tratam pe cei care îi urau. Erau șocați și deseori părăseau adunările noastre atunci când ne auzeau rugându-ne deschis pentru autoritățile antievrești. Erau înfuriați de asemenea că noi aveam relații bune cu clericii și laicii antisemiți. Papa Grigori al VII-lea a spus odată, Așa cum un lucru spiritual nu poate fi văzut decât în ființa sa pământească, la fel, Sufletul nu poate funcționa fără un trup. Și cum Sufletul nu poate funcționa fără un trup, la fel, Religia nu poate funcționa fără Biserică. Dar dacă Biserica are un trup, are și păcatele și slăbiciunile lui. Antisemitismul este una dintre multele slăbiciuni suferite de trupul Bisericii. Dar nu este un fenomen izolat există o realitate diametral opusă, șovinismul evreiesc și cârtirea împotriva creștinilor evrei. Noi trebuie să tolerăm slăbiciunea celui slab și să urmărim să o vindecăm prin iubire. În unele situații am reușit să o facem și credem că iubirea poate triumfa asupra urii. Confucius a scris, am văzut un om care încerca să stingă un foc mare cu o ceașcă de apă n-a reușit și a tras concluzia că apa nu poate stinge focul. O ceașcă de apă nu poate stinge focul, dar multă apă îl poate stinge. Picătura de iubire pe care o avem nu poate stinge răul din această lume, dar multă iubire o poate face. În orice caz, noi nu credem că există vreun sens în a te înfuria pe bățul care îți aduce vânătăi. Se cuvine să fii indignat de omul care mânuiește bățul, Dușmanul nostru este împins de ură. Ura trebuie urâtă, nu omul. Sunt unele motive pentru care oamenii se întorc împotriva evreilor. Unul din acestea este găsit în păcatele de care, ca și alte națiuni, sunt vinovați evrei. Noi avem nevoie de înțelegere și trebuie să încercăm cât mai mult posibil să înlăturăm cauzele, dar nu trebuie să-i urăm pe antisemiți. Am văzut în multe situații că este suficient pentru unii oameni care urăsc pe evrei doar să întâlnească pe unii creștini devotați și antisemitismul lor dispare, ca și cum n-ar fi existat niciodată. Câți dintre noi suntem pregătiți să subscrie vechi zicale care zice Dușmanul este o comoară care a căzut din cer. Noi trebuie să ne gândim la el ca la o metodă de ajutor în propria noastră creștere spirituală. Fără antisemitism, statul Israel n-ar fi fost niciodată înființat. Theodor Herzl, fondatorul sionismului, era conștient de aceasta. Fără antisemitism, creștinii evrei nu ar fi avut ocazia niciodată să manifeste virtuțile răbdării și iubirii dușmanului. Dușmanii noștri sunt binefăcătorii noștri. Ei sunt, de fapt, doar proprii lor dușmani, pentru că își pregătesc propriul lor iad. În ce privește pe aceia din poporul nostru care au fost măcelăriți și torturați, suntem la fel de îndurerați de pierderea lor ca și ceilalți evrei, dar tristețea noastră este diminuată de speranța viere și de speranța că în împărăția lui Dumnezeu toate nedreptățile vor dispărea.